Comparativ cu anul trecut, unul afectat total de pandemia de coronavirus, în 2022, când am revenit la normalitate, numărul donatorilor de sânge din județul Hunedoara a crescut cu 15%. Chiar și în aceste condiții, sângele necesar pentru tratarea pacienților internați în spitalele hunedorene, în care se fac intervenții complexe, chiar dacă nu au statut de clinici universitare, este insuficient, deficitul fiind de 38%. Dar este o nevoie tocmai crescută de sânge, dacă numărul de donatori față de anul trecut, în această perioadă, în acest an a crescut cu 15%, necesarul de sânge a crescut cu 38%. Deci este vorba de patologie foarte complexă, despre accesul pacienților la terapii complexe de la noi, accidentele de mașină, intervențiile medicale complexe, iar și în aceste, în această zonă, în acest care nu este universitare. Cei care pot dona sânge o pot face la centrele fixe de recoltare din Deva, vis-a-vis de Casa de Pensii, la Hunedoara, la etajul al doilea al Policlinicii Spitalului și la Petroșani, la Policlinica Stomatologică, la etajul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 12.